Conducerea PNL a aprobat mar seară în ședința Biroului Politic Național lista miniștilor așa cum a fost propusă de președintele partidului Nicolae Ciucă. Lista este identică cu cea prezentată marți dimineața de G4 Media, cu excepția lui Bogdan Mateescu, judecătorul propus inițial la Ministerul Justiției, care s-a retras și a fost înlocuit cu Alina Gorghiu. Deci, doamne, există un Dumnezeu și mă iubește. Deci eu dacă o văd pe Alina... Dar nu, că nu, degeaba, nu, că nu o să fie. Vezi, auzi, nu e ci că este, a fost înlocuit cu Alina Gorghiu și de fapt nu o să fie nici Alina Gorghiu. Nu, no. deci degeaba, nu? Vezi? Deși, stai mai puțin, iată titularii. Bă, totuși eu nu înțeleg nimic. A, la Ministerul de Externe mă lumin sau Adobescu. Nu, mă, la Ministerul Justiției Alina Gorghiu. Doamne, deci mă iubește. Mă iubește. Deci, mă iubește. Vicepremier și Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu. Dar știți că domnul Cătălin doar vă amintesc așa, o treabă aproape anecdotică, dar e reală, adică nu, nu cred că a fost fake news. Își făcuse cărți de vizită cu asta, cu viitor prim-ministru. Țineți minte? Tu uite, măcar e vice, e vice prim-ministru, tu dăbi de be best. Tu vice premier. Bun. Și ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, de la justiție la miliție. Bun. <laughs> este foarte bine. Eu sunt fan. Ministerul finanțelor, Marcel Boloș. Păi nene, Aici, totuși, mie nu, 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 nu sunt mulțumit. Dar, adică, nu... Nu mă încântă. Nu mă încântă. Eu vreau Delilah, vreau spectacol, vreau... Boloș, mă plictisește. Păi ce facem? Nu, mă plictisesc. Ministerul Justiției, Alina Gorghiu. Da, tată. Așa, tăticule. Așa, tăticule. Așa, tătuțule. Da, nu va fi plitisitor cu Alina Gorghiu la Justiție? Vai! Vai! It's a dr dream come true! Ministerul de Externe, Luminita Odobescu. 1, 2, 3 și... Mai vorbim dar e bine. Nu, stați puțin. Am făcut așa, așa, e foarte bine. Adică nu cred că e plictisitor. Nu! Nu! Deci, Ministerul Dezvoltării, Adrian Veștea. Ce-ai făcut, Bobu? Adică, cine e Adrian Veștea? Trebuie să caut acum. N-am, am văzut. că ne spun noi ăștia mâine și vin duduile astea și spun, tot, 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 spun, mă pot ține până mâine, nu tropăi. Ministerul Mediului, Mircea Fechet. Ok. Ministerul Educației, Ligia Deca, dar noi locului rămânem, nu? Noi locului ne, ne ținem cum am fost, așa rămânem. Super. Doamna Ligia Deca nu știa asta, coordonanțele de urgență, cu, nu știa nimic. Ea bani avea. Lasă, că se califică la locul de muncă. Dau plus. Super. A fost consilierea președintelui Iohannis. E tare de tot. Și cred că are o meserie interesantă, Ligia Deca. N-a nicio legătură cu. În sfârșit. O susțin. Ministerul, Ministerul Culturii, Raluca Turcan. Deci există un Dumnezeu și mă iubește. Deci, la Luca Turcan, la cultură. Oriunde ar fi la Luca Turcan, e bine. E foarte bine. Nu au ce spui, Călin. Așa, Turcan, Ministerul Culturii. Ministerul Energiei, Sebastian Burduja. Da! -ha -ha -ha! Așa, da! Nu mă plictisesc. Da! Așa, da! Sigur, mult mai mult mi-ar fi plăcut, sau, de fapt, poate nu mult mai mult, dar mai mult mi-ar fi plăcut buf, Sebastian Burduja la finanțe. Ah. Wow, leu, cât mi-ar fi plăcut. Nu e rău deloc nici la energie. Nu e plictisitor. Vai. <laughs> Bun. Mai fac așa, mă bucur și eu de seara că am și ce bucurii să am și eu în viață. A, așa, dacă tot veni vorba, că altfel rotaia la asta de o plictiseală absolută. Dar uite, există niște fente care până la urmă... Uh, Dunda nu e Bușoi, nu cred că vroia prietene. Bușoi este mare drăgător în Parlamentul European, e foarte șmecher. Bușoi doare pe el de să dea în guvern un an și un pic, nu, nu, nu. E prea șmecher bușoi pentru guvern. Nu. Dar uh, un pic că nu e totuși Rareș Bogdan. Adică, uite, Rareș Bogdan la finanțe. Păi, dăm! Mamă, mamă, a venit Crăciunul mai devreme, știi? Uh, bun, <laughs> ok. Trebuie <laughs> că totuși ceva, ceva am scos din subiectul ăsta.